Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial despre War Thunder. În episodul de astăzi vreau să vorbim despre importanța echipajului și rolul pe care îl are echipajul în luptele terestre, în luptele cu tancuri, în jocul War Thunder. Acest tutorial este pentru persoanele care doresc să joace acest joc și sunt în faza de început. Nu prea știu ce să fac în prima fază odată ce ai intrat în acest joc. Ți se va părea cumva oarecum destul de complicat de jucat, destul de complicat pe partea de setări și destul de greu comparativ cu celelalte jocuri cu tancuri existente și pe care cu siguranță le-ați încercat. De aici a plecat și ideea mea de a face câteva tutoriale despre War Thunder, urmând ca pe viitor să facem tutoriale despre fiecare categorie în parte și fiecare segment de lupte. De la luptele terestre, luptele cu tancuri, până la avioane, elicoptere sau luptele cu nave. Așadar, dacă ești pasionat de genul ăsta de jocuri, nu uitați să te abonezi la acestui canal pentru a putea urmări toate tutorialele și toate videourile pe care le pun pe acest canal. Așadar, în episodul de astăzi vreau să vorbim pentru început despre importanța echipajului, cât de important este să ai un echipaj bine antrenat pe tancuri, cum se face antrenamentul fiecărui echipaj, ce rol are fiecare membru al echipajului și ce abilități dezvoltă fiecare membru al echipajului atunci când echipajul tău devine expert sau când este antrenat la maxim și devine un echipaj ace. Cum poți să faci toate acestea? Ei bine, rămâi până la finalul acestui video și o să te învăț exact ceea ce ai nevoie pentru a-ți antrena echipajul. Let's go! Așadar, o să încep cu începutul. Echipajul o să-l vezi chiar aici în bara de jos, unde o să fie numerotat în ordine. Echipajul de altfel are aici jos un loc în slot, în poziția în care ele sunt echipate aici jos. După cum vedeți la mine este 1, 2, 4 și 3, pentru că eu am inversat niște echipaje aici în funcție de tancuri. Iar ca să vezi levelul echipajului, te uiți aici în dreapta, în cazul primului echipaj al meu are level 51. Și în mare parte vei primi aici, cum am și eu la echipajul de pe slotul 2, o atenționare cu galben, cu un semnul exclamării, iar dacă vei da click aici, îți apare antrenare echipaj. După ce ai intrat aici, o să-ți deschide interfața echipajului și aici ai în ordine fiecare membru al echipajului tău. Vei avea șofer, tunar, comandant, încărcător, operator radio, servicii logistice, iar ultima opțiune este calificare, despre care vom vorbi mai târziu un pic. Haideți să începem cu șoferul. Deci șoferul, după cum vedeți, are 1, 2, 3, 4, 5 abilități pe care el le dezvoltă în vehicul. Aceste puncte pe care tu poți să le pui pe fiecare dintre abilitățile șoferului te vor ajuta foarte mult în evoluția ta în luptele terestre. Tancul tău se va mișca mult mai bine, modul de țintire al tău va fi cu mult îmbunătățit, rezistența echipajului va fi îmbunătățită odată cu creșterea în level a echipajului și a skill-urilor respective, iar ce vedeți aici, partea cu galben, este echipajul standard. Deci odată ce ai pus punctele la maxim, cum am eu aici la reparare pe teren, am ajuns la nivelul standard maxim. Asta nu înseamnă că aici am ajuns la maxim. Acum o să vorbim un pic despre cam fiecare abilitate în parte. Fiecare abilitate vă spune exact ce face și cu ce se ocupă. Nu o să stau acum să vă citesc fiecare abilitate în parte, pentru că la câte avem aici aș face tutorialul mult prea lung și nu ar avea rost. O să vă informați voi aici de fiecare abilitate în parte, ce face și cu ce te ajută atunci când echipajul utilizează abilitatea respectivă. După fiecare abilitate aveți câte o steluță aici, iar prima steluță spune așa: pentru calificarea expert ai nevoie de un echipaj la nivelul 55. Asta ne spune că echipajul nostru va trebui să fie de level 55 pentru a putea îmbunătăți skill-urile echipajului la nivelul de expert. După ce vom face îmbunătățirea la nivelul de expert, vom avea, după cum vedeți aici în imagine, o îmbunătățire cu câte plus 3 puncte la fiecare abilitate în parte. După ce ajungem cu echipajul la nivelul 85,
mai putem să-i dăm un upgrade pentru calificarea de Ace, iar atunci echipajul va primi un plus 5 puncte la fiecare abilitate în parte. Cum se face upgrade-ul pentru expert și pentru Ace? Ei bine, ne vom duce la calificare de data aceasta, iar aici ne uităm pentru calificarea de expert cât ne costă. Obținerea calificării expert pentru X-Tank se va face cu 47.000 de silver. Deci așadar ne va costa 47.000 ca să-l facem echipajul pentru tankul ASU-57 expert. Ca să trecem la calificarea de Ace, vom avea nevoie fie că le cumpărăm cu 330 de vulturi de aur sau fie că îl cumpărăm cu 47.000 de silver. Echipajul poate să ajungă la Ace și fără să-l cumperi cu vulturi. Asta însemnând că va trebui să joci mai mult pe echipaj, să-l antrenezi mai mult și să ajungi cu el la level maxim. Apoi vei putea cumpăra cu silver abilitatea de Ace. După ce ai reușit să duci echipajul până la calificarea de Ace, pe tankul respectiv, pentru că, atenție, odată ce ai ajuns la Ace, echipajul nu-ți va rămâne la Ace pe toate categoriile de tank. Atunci când vei schimba echipajul și vei aduce un alt tank pe echipajul tău, vei pierde abilitatea de Ace sau de expert până vei urca și cu tankul respectiv la nivelul de expert și apoi la Ace. Asta înseamnă că dacă eu pe T80 UD am echipajul Ace și în momentul când voi da înlocuire vehicul și voi aduce un alt vehicul în locul lui, echipajul va rămâne la level 50, dar abilitățile de expert sau de Ace îmi vor scădea. Până voi cumpăra și pe celălalt tank cu care înlocuiesc T80 UD-ul, până voi cumpăra și pe el nivelul de expert și de Ace. Aici la calificare îți va spune mereu de câți bani vei avea nevoie pentru calificarea de expert și apoi calificarea de Ace, în funcție de fiecare tank în parte, cât ai jucat de mult pe el. Așadar, nu uitați, echipajul poate fi urcat și crescut la expert sau Ace, atât prin folosirea de Silver Leon, cât și prin folosirea de vulturi de aur, în funcție de ceea ce dorești. Dacă vrei să nu bagi vulturi, poți să-l faci doar jucând prin experiență și evoluându-l prin silver. Haideți să mai vedem o dată fiecare echipaj în parte, cam câte abilități are. Deci șoferul are acuitate vizuală, reparare pe teren, agilitate, vitalitate și conducere vehicul. Fiecare skill în parte este benefic pentru tankul tău, iar modificările se fac în felul următor. Pentru conducerea vehicului, capacitatea de conducere a vehicului afectează timpul reacției de frânare a șoferului, alegerea și rapiditatea schimbării treptei de viteză necesare pentru deplasarea vehicului cu viteză mare. Asta ce înseamnă? Pentru început, când echipajul tău nu este antrenat și are foarte puține skill-uri pe el, tankul tău va demara mai greu, va frâna mai greu și va face fiecare manevră mult mai greu. Și aici putem să și vedem, de exemplu, timpul de frânare pentru partea de bază, adică după ce ați completat toate aceste skill-uri la maxim, veți avea un 0,13 secunde, tankul tău frânează complet, iar după ce abilitățile sunt duse la maxim, timpul de frânare va scădea până la 0,07 secunde. Tunarul are la fel și el acuitate vizuală, reparare pe teren, agilitate, vitalitate, țintire și telemetrie. Comandantul, acuitate vizuală, reparare pe teren, agilitate, vitalitate și supervizare echipaj. După cum ați văzut, fiecare dintre membrii echipajului are ca și skill repararea pe teren. Este foarte important în War Thunder să repar cât mai rapid vehiculul. Tot ce ține de partea de mecanism, de rotație, de rotația turelei, de focus, de utilizarea tunului și absolut orice manevră ține de timpul de reparare a tankului. Ați văzut de multe ori în momentul când ești lovit și ți este afectat un modul intern al tankului, tankul tău până se va repara va rămâne nemișcat și nu vei putea face nimic. Este foarte important ca să repari cât mai rapid pentru a te putea mișca și pentru a putea utiliza armamentul pe care l-ai. Așadar, eu am optat pentru o versiune mai, să zic așa, mai specială, în care am încercat să pun cât mai multe puncte pe partea de reparații pe teren și în felul ăsta să încerc să reduc cât de mult posibil timpul de reparație a vehiculului. Dar în același timp simțibilă va fi această opțiune doar după ce voi trece și eu la nivelul de expert cu echipajul. După ce o să trec de la expert la Ace, atunci se va simți o adevărată îmbunătățire a mobilității tankurilor, a skill-urilor, a reparațiilor, a modului de țintire. Așadar, dragi prieteni, încercați să vă faceți pe cât posibil echipajul, să faceți level pe echipaj, să vă extindeți echipajul de la expert la Ace,
pentru că în acest fel veți putea să vă bucurați de adevăratul War Thunder în secțiunea de tancuri. Cam acesta a fost și tutorialul pentru versiunea de tancuri în ceea ce privește echipajul. Sper că am fost destul de explicit în acest tutorial, iar dacă doriți să întrebați și anumite lucruri despre War Thunder în secțiunea de tancuri, nu ezitați să lăsați în comentarii la acest clip întrebarea cu care te confrunți, iar eu o să vin cu un tutorial și să încercăm să găsim o rezolvare. Iar la final vreau să răspund și la întrebarea cum poți să schimbi vehiculele de pe echipaj. E foarte simplu, te duci în zona de cercetare, iar de aici, dacă vrei să muți echipajul de pe un tank pe celălalt, e foarte simplu. Vei accesa tankul, iar aici vei avea alege echipajul. După ce vei da aici alege echipajul, îți va apărea grila ta unde ai echipate tankurile. Iar de aici poți să selectezi oricare dintre echipajele care le deții, iar după aceea vei da click aici la alege echipajul și în felul ăsta tankul tău va fi echipat în line-up-ul tău. Tot așa poți să echipezi aici și avioane, dar și elicoptere. Acesta a fost și tutorialul despre importanța echipajului în jocul cu tancuri pe War Thunder. Eu am fost Cristi Gamerzone, până data viitoare la următorul tutorial. Te salut și spor la damage!